Consilierii județeni s-au întrunit astăzi în cadrul unei ședințe. Pe ordinea de zi au fost mai multe proiecte, printre care și înființarea unui centru sportiv la Ruginoasa, propunere care a mai fost pe ordinea de zi în ședințele trecute. În speranța de a primi aviz favorabil pentru acest proiect, de data aceasta au fost invitați și copiii de la echipa sportivă Unirea Ruginoasa. Stimați antrenori, stimați copilași, din partea Consiliului Județean și a consilierilor, pentru echipa Unirea Ruginoasa, domnul capitan de echipă Curcă, primiți o diplomă de excelență. Ședința de astăzi a Consiliului Județean a debutat cu cea de-a treia încercare de preluare în administrare a unui teren din comuna Ruginoasa. Cu o suprafață de 1725 de metri pătrați, terenul este necesar pentru construirea unui centru de fotbal pentru juniori. În urma discuțiilor aprinse, liderul consilierilor a specificat că cei 15 copii de la Ruginoasa nu trebuie să asiste la schimbul de replici dintre aleșii județului. Copiii, împreună cu antrenorul lor, au părăsit sala, dezamăgiți fiind de refuzul concret al consilierilor.